Bună ziua, bine ați venit la seminarul online organizat de Ecotic și de Hon News pe tema colectării și reciclării deșeurilor electrice și electronice. Va fi o discuție interesantă, vă asigur. Avem invitați importanți, domnul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, domnul Ion Maican, director general Sistem Plus, domnul Octavian Țuglea, director departament conformitate Dedeman, domnul Adrian Vârlan, auditor de mediu Romstal, domnul Valentin Egoiță, președintele Ecotic, domnul Dragoș Călugăru, director general Ecotic, domnul Marius Costache, director general Green UI. Și doamna doctor inginer Ana Maria Șchiopu, șef birou management, mediu și calitate Salubris Iași. Avem două teme mari de discuție astăzi: cum s-a derulat activitatea de colectare și reciclare a deșeurilor în anul acesta, în condițiile de pandemie, și ce se va întâmpla în 2021, când sunt schimbări destul de importante. Ținta națională de colectare va crește la 65%, de la 45%, și se vor impune penalități de 4 lei pe kilogram, țintă neatinsă. Vom avea cea mai mare penalitate din Uniunea Europeană. În partea a doua avem ceremonia de premiere a Premiere celor mai a importante proiecte de mediu în cadrul Galei pentru un mediu curat 2020. Pentru început îl invit pe domnul președinte Ecotic, Valentin Negoiță, să ne ofere câteva cifre legate de activitatea pe 2021 și contextul în care s-a desfășurat colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electronice. Domnule Negoiță, vă rog. Da, mulțumim. În primul rând, bună ziua și bun venit la acest webinar organizat de Ecotic împreună cu Hot News. Mulțumim pentru participare domnului ministru Fechet, precum și celorlalți paneliști, producători, colectori și reciclatori, toți actori în fluxul acesta important de colectare și reciclare a deșeurilor electrice și electronice. Ne propunem, deci, așa cum anunța și Victor, să abordăm azi, împreună cu autorității, cu producătorii de echipamente electrice și electronice, cu colectorii și reciclatorii, două teme. Prima ar fi colectarea în anul pandemiei și a doua, previziuni pentru anul 2021. În mod evident, pandemia a creat o ruptură în modul nostru de lucru, al tuturor, telemunca înlocuind activitatea de birou în proporție de peste 60% pentru toți angajații din România. În acest context, evident că anul a fost unul atipic și pentru fluxul de colectare datorită instituirii stării de urgență și ulterior a stării de alertă, care a condus la închiderea multor puncte de colectare municipale, la dispariția multor colectori, baza colectării noastre fiind în continuare retail. Anul 2020 a fost însă și o perioadă bună pentru analiză și reflexie pentru noi cei implicați activ în managementul deșeurilor electrice și electronice. Astfel, organizația WeForum, care reunește peste 40 de organizații colective din întreaga lume, a realizat împreună cu Unitar un studiu intitulat WeFlows, deșeuri electrice și electronice 2020, care analizează fluxurile de deeuri pe plan internațional. Acest studiu a fost prezentat împreună cu WeForum și cu Comisia Europeană în urmă cu 2 săptămâni și în urmă
urma concluziilor trase, putem și noi să identificăm câteva puncte de maxim interes. Între acestea, aș identifica în primul rând abordarea toți actorii, adică responsabilizarea și implicarea tuturor actorilor din fluxul de DD-uri, menționând aici, evident, autoritățile publice locale, producătorii, retail-ul, colectorii și reciclatorii. Revenind la studiul unitar, pregătit și livrat către WeForum, putem menționa că doar 8 țări aplică principiul toți actorii, ceea ce asigură, în schimb, o rată de colectare de 45% în comparație cu rata de colectare de 39% în cazul celorlalte țări europene. Diferența între țările care... Diferența dintre țările care implementează principiul toți actorii și cele care nu aplică acest principiu se traduce simplu printr-un surplus de 1,4 kg de deșeuri electrice și electronice pe an. În contextul acestui an extrem de dificil, membrii WeForum au adresat în această vară o scrisoare Comisiei Europene prin care propun o derogare de la atingerea țintei de colectare de 65% datorită condițiilor extrem de dificile din domeniul colectării în întreaga Europa. În acest sens, merită menționat faptul că majoritatea țărilor Uniunii Europene nu vor atinge ținta de colectare de 65%, majoritatea țărilor atingând o țintă ciclată între 45% și 55%, cu excepția probabil a Irlandei, care poate atinge această țintă până la sfârșitul anului. Un alt aspect important de evidențiat în introducerea aceasta la webinarului îl reprezintă poziția WeForum, care a solicitat Comisiei Europene regândirea modului de calcul a țintelor de reciclare, colectare și reciclare. Însă, bineînțeles că împreună trebuie să găsim soluții și am tot discutat diverse formule de-a lungul timpului, fie că am discutat despre pregătirea pentru reutilizare a echipamentelor de electrice și electronice. Nu vă ascund că am participat, am avut o vizită de lucru acum foarte puțin timp, cred că în urmă cu 2-3 săptămâni la Asociația Ateliere Fără Frontiere, unde personal am participat la ansamblarea unui calculator pentru ca să fie din nou pus în piață, să îi se dea o nouă viață și să participe astfel și la, și la o... îndeplinirea unei obligații de mediu. Suntem foarte aproape cu elaborarea ordinului de ministru privind reutilizarea echipamentelor. Am achiziționat și avem deja tot ce înseamnă standarde puse la dispoziție în acest sens, dar bineînțeles că dincolo de ceea ce poate face Ministerul Mediului sau Ministrul Mediului printr-un ordin de ministru, atunci când vorbim de DEE-uri, la fel cum se întâmplă și în situația celorlalte deșeuri, eu cred că trebuie să avem o reformă profundă care să plece de la cetățean care trebuie să beneficieze de campanii suficiente de conștientizare și în același timp cred că trebuie să existe o infrastructură adecvată colectării unor astfel de deșeuri. Din păcate, o spun că la fel cum se întâmplă în cazul reciclabilului, unde din nou avem grave probleme la nivel de țară cu țintele pentru colectarea separată a deșeurilor și în cazul DEE-urilor, în lipsa unei infrastructuri care să fie complementară muncii pe care OTR-urile o fac în România, țintele de multe ori sunt modeste. Peste acest lucru înțelegem pe deplin că în România se adaugă și alte probleme specifice statului nostru. Dacă trecem pe lângă orice grămadă de fiare veche la vreun colector de fiare, aproape întotdeauna putem să zărim în acel morman de fiare și câteva mașini de spălat și altfel de echipamente care pur și simplu nu au ce căuta acolo, dar
din nou, e o chestiune care ar trebui mai aspru reglementată prin lege pe de o parte, la fel cum înțelegem că există și o concurență neloială a unui întreg circuit informal care participă în mod paralel la această activitate de colectare, pentru că unele deșeuri de echipamente electrice au și o anumită valoare comercială, din păcate, și în loc să ajungă acolo unde le e locul la tratare, ele ajung în tot felul de destinații, unele mai dubioase decât altele, și nu fac altceva decât să slăbească și mai mult capacitatea României de a-și atinge țintele. Pentru că ați vorbit și despre penalitate. Nu aș vrea să mă refer la această penalitate ca fiind mare sau mică. Eu în continuare cred că rostul unei penalități este acela de a motiva titularul de obligație respectivă, de a-l motiva, de a-l împinge din spate să își ducă la îndeplinirea acelei obligații. Eu cred că o penalitate, câtă vreme este prea mică să-și îndeplinească scopul sau câtă vreme este prea mare pentru a fi plătită, și putem să constatăm că ea nu ajunge în bugetul statului atunci când trebuie să ajungă, așa cum se întâmplă astăzi, de fapt, fie că vorbim de euri, fie că vorbim de alte tipuri de materiale. Eu cred că inclusiv acest lucru ar trebui rediscutat. Ministerul Mediului rămâne în continuare un partener serios de dialog. Considerăm că încă sunt multe lucruri de rezolvat, dar, repet, ține foarte mult de capacitatea producătorilor, ține foarte mult de capacitatea OTR-urilor care gestionează aceste obligații de mediu, ține mult de capacitatea colectorilor de a face față situației și de a se adapta. Numai că, din păcate, previziunile Ministerului Mediului, mai ales în legătură cu DE-urile și mai ales în contextul în care Comisia Europeană a zis că acolo, când vorbim despre deșeuri în general, pentru că am tot cerut tot felul de derogări, ba pentru țintele de colectare selectivă, în contextul pandemic, în legându-ne de COVID, și atitudinea Comisiei, acolo unde s-a discutat problematici de mediu, este aceea că, dincolo de criza pandemică prin care trecem cu toții, treburile trebuie să meargă în continuare, colectarea trebuie să se desfășoare cu aceeași turație, cu aceeași forță ca în trecut. Ba mai mult decât atât, am constatat cu toții că există niște planuri din ce în ce mai ambițioase atunci când discutăm despre mediu, când discutăm despre legea climei, când discutăm despre ținte și ambițiile statelor membre în general legate de mediu, constatăm mai curând o accelerare a acestui proces decât o decelerare a lui, iar statul membru sau România, până la urmă, că despre țara noastră discutăm, nu are altă șansă decât să țină pasul cu pretențiile Uniunii Europene, încercând să rezolvăm cât putem noi să rezolvăm aici. În situația în care nu ne vom îndeplini ținta, cu siguranță, așa cum mai avem încă 21 de proceduri de infringement, riscul este ca statul român să fie condamnat, să ni se impună niște sancțiuni pecuniare pe care statul român să le plătească. Bineînțeles că și țintele și penalitățile aferente neîndeplinirii acelor ținte cineva le va plăti cândva, deci cred că în lipsa unor măsuri ferme și serioase, situația nu poate decât să ajungă din rău în mai rău. Eu vă mulțumesc că o să mai pot să stau încă 10 minute în conferința dumneavoastră. M-aș bucura dacă sunt chestiuni pe care ar trebui să le facem în viitorul apropiat, pentru că probabil știți bine, suntem la sfârșitul unui ciclu electoral. Profit de astfel de întâlniri să mă reîntâlnesc cu mare drag cu oamenii cu care am lucrat foarte aproape în ultimile luni de zile, să vedem ce anume mai putem să facem dintre chestiunile foarte urgente,
urmând ca pe celelalte să le punem pe un făgaș pe care și să fie să lăsăm lucrurile aproape rezolvate, să nu să fie o moștenire ușoară întotdeauna ministerul. Eu vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim și noi, atât pentru intervenția dumneavoastră de astăzi, cât și pentru dialogul pe care l-ați întreținut împreună cu producătorii, cu asociațiile lor în cursul acestui an, extrem de benefice și care vor conduce, sunt convins, la îmbunătățirea ale cadrului legislativ și ale fluxului de colectare-reciclare în anul care vine. Vă mulțumim încă o dată și vom continua acest dialog cu colegii noștri din zona producătorilor. Avem plăcerea să îl avem în întâlnirea noastră virtuală ca invitat pe domnul Ion Maican, manager general System Plus și totodată membru în Consiliu Director Ecotic. Și continuarea discuției, domnule Maican, care este perspectiva dumneavoastră ca membru în Consiliul Director Ecotic și ca producător despre țintele de colectare, despre întregul sistem și ce elemente considerați că sunt esențiale în îmbunătățirea acestui domeniu al colectării și reciclării de. Bună ziua, mulțumesc de invitație la seminar. E totdeauna o plăcere să vorbesc după domnul ministru, câtă vreme domnul ministru mă mai ascultă. Părerea mea însă, eu sunt, System Plus este membru fondator, bine, alături de alții, al Ecotic. Am despre Ecotic din moment ce suntem de atâta vreme, am o părere foarte bună și Ecotic este dintre OTR-urile care a reușit să își atingă țintele până acum. Deci, ca să vedem de la ce nivel vorbim. Pe de altă parte, părerea mea despre ținte este că ele sunt absurd de mari. De ce? Pentru că matematic ele nu țin seama de doi factori care factori ar determina ce poate să facă o țară vis-a-vis de acele ținte. Dacă nu țin seama de obiceiurile de consum, în România rata de reînnoire a unui echipament este peste 7 ani, indiferent că e calculatoare, eu mai mult la asta mă pricep, că System Plus este o firmă de IT. Dacă e peste 7 ani, pe de o parte, și pe de altă parte, România fiind în dezvoltare are o rată de creștere și de dezvoltare IT mai mare ca alte țări, ce se ajunge? Se ajunge ca să trebuiască să colectăm mai mult decât am pus pe piață. Deci dacă am o creștere de 10% pe an și eu după 8 ani pun echipamentul ca deșeu, 65% din ce am făcut anul ăsta este de colectat, e mai mult decât am pus toate echipamentele pe piață acum 8 ani de zile. Deci această chestie, această situație trebuie rezolvată de vreun fel. Motivul pentru care Ecotic își face targetul este că nu toată lumea pe piață îți face acest target și atunci, da, suntem fericiți că unii facem target și alții nu. Dacă toată lumea, dacă toate OTR-urile ar face chestia asta sau dacă ar exista, prin absurd, eu sunt contra, un singur OTR care ar colecta tot, ăsta n-ar putea să facă, cu toată bunăvoința, n-ar putea să facă acel target. Deci, domnul ministru a spus că astea au fost îndelung negociate. Eu nu cred că trebuie să recunosc că din punct de vedere a DE-urilor, eu cred că suntem un fel de cenușereasa. Că, sigur, noi suntem mai puțin importanți decât gunoaiele menajere, decât colectarea selectivă, care sunt niște probleme sau de, să nu vorbim de încălzire globală și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, bucata asta de care ne ocupăm noi, eu simt că, din punct de vedere matematic, nu este bine tratată. Bun.
Ce se întâmplă? Dacă rămânem cu aceste ținte, rezultatul va fi că echipamentele IT și de electrice și electronice în principiu o să coste mai scump. O să trebuiască să introducem amenda pentru o cantitate pe care nu o să o putem să facem, de la 45 la 65, să o introducem în cost și consumatorul, fără nicio vină la chestia asta, decât că există o normă impusă fără un pic de cunoștință în matematică la chestia asta, consumatorul va plăti mai mult. Pentru că, pe de altă parte, nu poți ca OTR să plătesc în fiecare an o amendă pe care trebuie să o iau de undeva. Că eu, ca OTR, nu tipăresc bani. Deci asta este ceea ce cred eu că se va întâmpla. Iarăși, da, amenzile sunt mari și sunt, încă o dată, amenzile nu ajută să colectăm mai bine. Amenzile fac pe consumator să plătească mai mult. Asta este ceea ce mă preocupă pe mine. Nu atâta că vom plăti niște amenzi dacă toată lumea o să dacă toată lumea colectează bine, o să plătim amenzi. Dacă există o puzderie de OTR-uri care nu colectează, nu e nicio problemă. Unii ca Ecotic care colectează bine o să poată să-și facă targetul, că au de unde să colecteze, alții nu. Bun, asta este vis-a-vis de ținte, deci da, domnul Nisu, înțeleg că a plecat. Din punctul meu de vedere, principala problemă pe care avem cu țintele este să facem de așa manieră încât ele să fie legate nu de o formulă fixă, ci strict de datele din țara respectivă. Sau amenzile să fie așa de mici că să nu conteze că nu le facem. Dar după aia, oricum, ne penalizează UE. Bun. Vă mulțumim, domnule Maican. Următorul invitat este domnul Octavian Țuglea, director Departament Conformitate de DEMAN. Domnule Țuglea, dumneavoastră reprezentați unul dintre cei mai mari retaileri de pe piața românească. Vă întreb cum vedeți evoluția reciclării deșeurilor electrice și electronice într-un mod favorabil în anii următori. Și cum pot contribui mari retaileri odată la educația populației și conștientizarea necesității colectării cu rezultatul creșterii volumului de deșeuri colectate. Bună ziua! Mulțumesc partenerilor Ecotic pentru invitația de a participa la acest eveniment. Mulțumesc pentru cele trei întrebări adresate și aș dori să încep cu un răspuns privitor la ce putem face noi retailerii pentru conștientizare și pentru creșterea volumelor colectate. Și cred că o primă soluție pentru sporirea gradului de responsabilizare în rândul populației ar fi difuzarea de spoturi radio sau audio-magazine, soluție care este ușor de implementat și nu implică niște costuri ridicate. Apoi, organizarea în parteneriat cu OTR-urile de campanii de stimulare a colectării, adresate atât clienților cât și propriilor salariați, încercând să oferim stimulente din ce în ce mai atractive. Putem participa activ în programele naționale, de genul Rabla Electrocasnice. Dar în această direcție, cred că oferirea posibilității de tranzacționare a tichetului dobândit, similar cu ce se întâmplă la Rabla Auto, cred că ar duce la creșterea numărului de vouchere fructificate, stimulând totodată și procesul de colectare. Trebuie să respectăm în continuare cu strictețe toate cerințele legale, ce ne revin privind informarea clienților și colectarea deșeurilor, deeurilor, ca și comercianți. Tot la fel de bine, crearea unei culturi organizaționale privind grija pentru mediu este un factor benefic.
Acum, în prezent, simțim lipsa unui ghid sau unor norme mai explicite privind încadrarea în categorii ADE-urilor, cât și a modului de determinare a greutăților raportate. Un astfel de ghid ar trebui să fie adresat producătorilor și OTR-urilor și totodată să fie aplicabil în mod unitar la nivel național. Pot da câteva exemple. Mă gândesc la situația unui cazan termic din fontă, a cărui greutate poate ajunge la câteva sute de kilograme, iar componentele electrice, electronice din el cântăresc în jur de câteva kilograme. Asemănător și cazul unui hidrofor, să zic, la care greutatea motorului reprezintă doar o mică parte din greutatea întregului echipament. Și exemplele de această natură pot fi enumerate o sumedenie. Totodată, cred că ar fi bine dacă toate aceste genuri de echipamente uzate ar fi contabilizate și cantitățile în cazul când ajung la colectorii de fier vechi. Este o problemă, după cum a menționat și domnul ministru, aceste echipamente având și o valoare economică care poate duce la o valorificare nu neapărat având la bază temeiul legal. Apoi, cred că este posibil să ne fi crescut sau să ne creștem singur obiectivele naționale prin declararea unor greutăți mai mari decât este nevoie. Iată așadar de ce cred că este nevoie să avem norme mai clare, un ghid privind încadrarea pentru noi, pentru producători sau comercianți, care ar trebui să aibă la bază și practica celorlalte țări europene și care probabil ar duce la niște obiective naționale mai accesibile. De asemenea, probabil colectarea EU-urilor în România este influențată de faptul că mulți cumpărători se află la prima achiziție a unui echipament. Exemplu, mașini de spălat vase sau poate chiar rufe sau aparate de aer condiționat sau echipamente gen echipamentelor termice, hidrofoare pentru încălzirea locuinței. Sau o parte din cumpărători achiziționează un al doilea sau al treilea echipament de același gen, dar nu au intenția de a se debarasa de cel deja existent. Exemplu, elocvent televizoarele. Eu cred că necesitatea de a avea un mediu din ce în ce mai curat ar trebui să fie obiectivul strategic pentru toți factorii implicați, în toată diversitatea lor, pornind de la legislativ și autorități până la colectori sau producători, comercianți. Obiectiv poziționat permanent în prim plan și căruia nu ar trebui să-i fie omisă sau negată niciodată importanța în toate acțiunile ce le desfășurăm noi. Dar, în același timp, am încredere că împreună vom reuși să identificăm soluții, să construim un sistem mai bun care să dea rezultate pe măsură și astfel să depășim și această provocare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Țuglea. Îl avem în mijlocul nostru și pe domnul Adrian Vârlan, auditor de mediu Romstal Investment. Și o întrebare pentru intervenția domnului Vârlan. Cum vedeți viitorul organizațiilor de transfer de responsabilitate și a membrilor acestora? Și o întrebare suplimentară. Cum se poate realiza implicarea tuturor actorilor în reciclarea de ei. Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitația la eveniment. Din păcate, această creștere extrem de rapidă a țintelor pentru anul 2021 se va reflecta în primul rând în costuri. Și mă refer aici și la costurile de gestionare pe care producătorul va trebui să le suporte pentru atingerea țintelor,
costurile, tarifele OTR-urilor probabil că vor crește pentru a exista posibilitatea de constituirea unor anumitor provizioane pentru plata eventualor penalități, în contextul în care este clar că ținta de 65% este foarte puțin probabil a fi atinsă. Au existat lupte îndelungi pentru realizarea țintei de 45%. Nu trebuie să ne amăgim că de la un an la altul va spori cantitatea de deșeu din piața națională. Indirect, producătorul va plăti. Va plăti probabil costuri diferențiate, pentru că în momentul de față plaja tarifelor practicate de OTR-urile pe nu este una foarte uniformă. Sunt diferențe destul de mari între plafoanele de jos și tarifele cele mai mari. Probabil că tarifele mari se vor reflecta în capacitatea OTR-ului de a extrage din piață deșeul necesar. Referitor la cea de-a doua întrebare, cum au menționat și antevorbitorii mei, nu este de ajuns ca în această piață să existe doar cei care finanțează fluxul de gestionare al deșeurilor, nu este de ajuns să existe doar OTR-uri și colectori reciclatori. Trebuie să avem în vedere, în primul rând, generatorul. Generatorul trebuie educat astfel încât deșeurile de echipamente electrice și electronice să-și urmeze fluxul corect la colectare. Și poate că o implicare a autorității locale, chiar dacă este nevoie de o coerciție sau de o monopolizare a pieței de colectare, nu în sensul de a permite unui număr limitat de colectori în OATU respectiv, ci în gestionarea centrelor de colectare. Asta ar însemna și crearea unei infrastructuri care să susțină, din punct de vedere logistic, partea de colectare de la populație. Pentru că aici este, din punctul meu de vedere, cantitatea cea mai mare care urmează un flux informal pe partea de colectare. Spunea că într-un context normal un colector ar fi foarte încântat de creșterea țintelor, dar nu suntem în context normal. Cum vede organizația dumneavoastră anul 2021 și de unde credeți că ar trebui să vină sprijinul pentru organizația dumneavoastră în atingerea țintelor? Bună ziua! Doar să verificăm că nu și auziți. Au fost ceva probleme. Mulțumesc frumos pentru întrebare și mulțumesc frumos organizatorilor pentru invitația de a participa la acest eveniment. Înainte de a vă răspunde la întrebare, câteva cuvinte despre Greenway. Compania noastră e prezentă pe piața colectării și reciclării deeurilor din anul 2009. Avem două fabrici, una la Buzău și cealaltă la Câmpia Turzii. Și având în vedere că am pornit ca Greenfield, startup, investiția din 2009 și până astăzi depășește 25 de milioane de euro. Facem parte din Green Group, un grup care desfășoară activități în zona de colectare și reciclare deșeuri, cu o prezență în România, dar și în Lituania și Slovacia. Având în vedere istoricul nostru, de aproape 12 ani pe această piață, pot spune că am trecut prin multe modificări de legislație și de piață. Chiar dacă discutăm de anul 2020 și 2021, cred că așa o scurtă trecere în revistă de unde am plecat nu strică deloc. Am pornit cu o țintă de 4 kg pe cap de locuitor. Apoi am trecut la 45% țintă din pusul pe piață,
din media ultimilor 3 ani. Și începând cu anul viitor, o să trecem la 65%. Referitor la piață, noi, ca și compania, am fost în situația, în perioada anii în urmă, în care am colectat și reciclat DE-uri pentru care nu a fost cerere din piață. Cu toții am fost martori la o creștere spectaculoasă a cantităților colectate în România, mai ales începând cu 2016-2017. Dacă e să, la vremea respectivă se colecta undeva la 30.000 de tone, anul trecut, conform unor cifre pe care le avem, cantitatea colectată a depășit 80.000 de tone. 2009, nu credeam vreodată că în România se vor atinge 80.000 de tone. Dacă e să ne gândim la cele 4 kg pe cap de locuitor, vedem că practic anul trecut s-a atins acea țintă, dacă luăm o populație, dacă luăm în calcul populația de 20 de milioane a României. Revenind la întrebare. În atingerea țintelor, eu cred că trebuie păstrat un echilibru și un echilibru al responsabilității. Și când spun echilibru al responsabilității, mă refer al tuturor actorilor implicați. De la producători, la OTR-uri, până la colectori, salubrități și reciclatori. Nu e deloc ușor de găsit în acest echilibru și dacă presiunea rămâne doar pe o parte din cei implicați, cu siguranță sistemul se va gripa și rezultatele nu vor fi cele dorite. Referitor la întrebarea dacă suntem încântați, cred că cu toții ar trebui să fim încântați de cantități de DE-uri colectate mai mari. De ce? Pentru că asta înseamnă că aceste deșeuri, DE-uri, unele dintre ele periculoase, nu mai ajung să polueze mediul înconjurător, nu mai ajung în gropile de gunoi sau nu mai sunt colectate necorespunzător cu alte tipuri de deșeuri, cum ar fi fierul vechi. Să nu uităm că reciclarea și rolul nostru al companiei noastre Greenui este acela de a este principal de reciclator. Colector, ne-am implicat de nevoie, aș putea spune. Reciclarea înseamnă resurse salvate și materii prime secundare. Materii prime secundare care, din punctul nostru de vedere, ar trebui să întoarcă în economia din România. Sunt resurse pe care noi le aducem în România sub formă de produse. Se produc și în România, din ce în ce mai multe, și mă bucură lucrul ăsta, că sunt din ce în ce mai multe fabrici de echipamente electronice și electrocasnice mai ales. Și acele resurse ar trebui să rămână aici. 2020 a fost într-adevăr un an atipic, având în vedere pandemia. Din informațiile noastre să știți că, cel puțin, cantitățile colectate nu vor fi foarte departe de ce s-a realizat în 2019. Au fost probleme mai ales în perioada de lockdown, pentru că atunci circulația a fost interzisă și automat colectarea nu s-a putut desfășura absolut deloc. Dar începând cu vara și toamna anului acesta, lucrurile au început să-și mai revină, dar cu siguranță vor fi diferențe față de comparativ cu 2019. Pentru 2021, noi ca și companie vom continua politica noastră de investiții în echipamente și tehnologii noi, pentru că credem în ceea ce facem și credem că totodată cantitățile de euro vor crește. Iarăși, dacă ne uităm la ce ne-a adus pandemia, ne-a adus ceea ce facem și astăzi, videoconferințe, o cerere uriașă pe zona asta de IT și echipamente de în special pe zona de IT. Chiar, iarăși, informațiile oficiale puse pe piață din România nu a scăzut, sau dacă a scăzut, sunt doar anumite categorii. În schimb, unele zone au înregistrat creșteri, n-aș spune spectaculoase, dar sunt creșteri comparativ cu anul 2019. Legat de sprijin, cred că cu toții avem nevoie de un cadru legislativ îmbunătățit. Și când spun îmbunătățit, ne dorim o claritate, sau noi ca și reciclator, colector,
o claritate mai mare. Pentru că legea este. Este ok, este transpusă, dar în schimb sunt anumite lucruri care par la o adică de finețe, dar care pot schimba cu totul modul de înțelegere a funcționării acestei piețe. Anul 2021 nu știm cine va aduce, sau eu nu știu ce o să ne aducă, dar sunt semne că va fi un an mai bun decât în 2020, și aici vorbesc din perspectiva pandemiei. Eu cred că ar trebui să ne păstrăm același optimism și în privința domeniului nostru de colectare și reciclare de euro, și cred că cu siguranță, prin implicarea tuturor actorilor, o să reușim să depășim toate lucrurile menționate și de antevorbitorii mei. Cu aceste fiind spuse, vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, domnule Costache. De la Iași participă virtual doamna inginer Șchiopu, șef birou management mediu și calitate Salubris Iași. Doamna Șchiopu, unul dintre cei mai importanți actori în colectare și reciclare sunt firmele de salubritate locală. Cum rezolvați dumneavoastră problema deșeurilor electrice și electronice la nivel de colectare separată, selectivă, și ce planuri aveți pentru anul viitor? De exemplu, v-ați propus să creșteți cantitatea de deșeuri electrice colectată? Bună ziua! Bună ziua și dumneavoastră și invitaților dumneavoastră, și mulțumesc pentru invitație. Da, de la ea, și vreau să menționez faptul că colectarea separată a deșeurilor a început în municipiul Iași prin operatorul de salubritate cu ajutorul Asociației Ecotic încă din 2007-2008, și a început cu colectarea separată a deșeurilor. Pe parcurs ne-am dezvoltat, am creat centre de colectare, am implementat campanii și proiecte de informare a populației și ne-am orientat în primul rând la populația de la bloc și am creat sistemul de colectare de la domiciliu. De asemenea, informarea a început să dea roade atunci când noi am creat proiecte cu școlile și grădinițele. Copiii au mers în mediul familial și au comunicat părinților ceea ce trebuie să facă cu aceste deșeuri, și atunci proiectele noastre au dat roade. Drept dovadă, cantitatea de deșeuri electrice și electronice colectate în urma proiectelor dezvoltate a crescut de la an la an, și evident că ne dorim să creștem această cantitate, chiar dacă este un an mai greu sau avem anumite piedici. În anul 2016, printr-un proiect dezvoltat de municipiul Iași și operatorul de salubritate Salubris, pe care reprezint, Asociația Ecotic, și prin fonduri norvegiene, am dezvoltat la Iași primul și cel mai mare centru municipal de colectare a deșeurilor. Acest centru se adresează tuturor factorilor și producătorilor de deșeuri, chiar și pentru deșeuri de altă natură, deșeuri reciclabile din gospodării și de la agenții economici. Ne aflăm acum într-o dezvoltare și pentru agenții economici, în condițiile în care aceștia doresc să recicleze deșeurile pe care le produc.
De asemenea, proiectele noastre s-au adresat în mare măsură populației. De asemenea, nu am uitat nici partenerii noștri agenții economici, cărora le-am propus diverse proiecte și implicarea acestor alături de noi prin predarea separată a acestor deșeuri. Eu cred că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am dezvoltat și am reușit să le implementăm la Iași a fost colectarea deșeurilor de la domiciliu și implementarea sistemului de colectare de la ușa clientului, de la ușa beneficiarului, astfel încât să nu aibă costuri sau alte greutăți în debarasarea de aceste deșeuri. Pe partea de colectare separată la Iași s-au dezvoltat în ultimii ani foarte multe proiecte inteligente, inovative, de la digitalizarea sistemului prin implementarea de aplicații referitoare la colectarea separată a deșeurilor, cubela inteligentă, ca să dezvălui un pic și din proiectele pe care vrem să le lansăm în 2021, dorim să facem colectarea separată a deșeurilor electronice și electrice printr-un transport electric. Vă dau numai puțin din proiectul pe care vrem să-l implementăm în 2021. Suntem pe ultima sută de metri. O să vă invităm la lansarea proiectului, care se desfășoară în parteneriat cu Asociația Ecotip, cu sprijinul și financiar și fizic al acestei asociații și al primăriei municipiului Iași. Șchiopu, domnul Dragoș Călugăru, director general Ecotic, a prezentat câteva, a pregătit câteva idei despre una din temele importante abordate astăzi, implicarea tuturor actorilor pentru reușita țintelor de colectare și reciclare. Domnul Călugăru? Da, mulțumesc. Aș dori într-adevăr să explic un pic ce înseamnă această abordare toți actorii. Până la urmă este un instrument, cum a vorbit și Valentina Goiță înainte, care duce la performanțe mai bune în țările unde au fost implementate. Ok, până la urmă această abordare merge pe un principiu relativ simplu și anume că toate entitățile implicate în fluxurile de DE-uri, publice sau private, au o implicare și fac ceea ce ar trebui să facă. Toți actorii trebuie să colaboreze cu bună credință și să acționeze într-un scop comun, și acela de a ca operațiunile de aferente de eurilor să fie realizate cu responsabilitate. Acum, pentru a ne apropia de maximul de potențial de colectare, care ne aduce la atingerea țintelor de țară, toți actorii ar trebui să fie angajați în maximul de potențial. Și vedeți un infografic în care am încercat să evidențiez în bara verde cam unde suntem sau unde este respectivul segment față de potențialul maxim de colectare. Și aș putea spune că da, sunt niște actori care, într-adevăr, chiar acționează mult peste jumătate de potențial, spre maximul de potențial, cum ar fi retail. Da, foarte mult se colectează la ora actuală prin magazine, mai ales în campanii de schimb 1 la 1. Programul Rabla Electrocasnice ajută în acest sens. Avem alți actori precum reciclatorii. Avem și am un invitat de-al nostru, mi-a prezentat un pic ce înseamnă a fi reciclator. Ar mai fi totuși de îmbunătățit în acest segment, pentru că sunt destul de mulți autorizați să trateze DE-uri și mai fac și practici ilicite. Și de asemenea aș putea spune că la nivelul producătorilor suntem spre un maxim de potențial, în sensul că producătorii finanțează, iar reprezentanții acestora
considerăm că fac destul de multe, aici e loc de îmbunătățit și mai sunt într-adevăr aceste OTR-uri, organizații ale producătorilor, care poate trebuie umplat un pic la cine și ce poate să facă în această piață. Și ca număr de colectori putem spune că da, România stă bine, avem peste 800 de autorizații de colectare în țară. Acum, unde stăm mai cu potențial un pic mai scăzut? Putem spune din prima la autoritățile locale. Cetățenii au foarte puține, în puține cazuri, soluții în care se pot debarasa de niște deșeuri, echipamente electrice și electronice, folosind serviciile municipalității, sub forma unui punct de colectare municipal sau, mă rog, local, sau sub forma unei preluări periodice anunțate. Dacă există, sunt prea puțin cunoscute. Și aici avem o problemă. Din păcate, sub 5% din ceea ce România raportează ca rezultate în colectarea deșeurilor electrice, acest procent provine din colectarea de la autorități locale. În alte canale de colectare pot spune că suntem destul de jos cu potențialul, mai ales prin prisma faptului că foarte mult se pierde, foarte multe deșeuri electrice sunt pierdute în fluxul informal, în lipsa unor soluții locale de colectare. Sistemul informal s-a dezvoltat foarte mult și, din păcate, este tolerat și, într-adevăr, cum a zis și domnul ministru, trebuie făcut ceva în acest sens. De asemenea, aș putea spune că un alt actor care actualmente lipsește este un organism de coordonare. La ora aceasta suntem în discuții, sau sunt în discuții la nivelul Ministerului Mediului pentru existența în viitor a unui sistem în care avem un astfel de organism și un clearing house. Cert este că o coordonare a acestui sector este necesară. Ca să revin un pic, toți actorii care au acces la DE-uri sau pot influența rata de colectare trebuie să contribuie activ la atingerea țintelor naționale. Țintele, într-adevăr, sunt foarte dificil de atins. 65% e o cifră pe care, în multe cazuri, o provocăm să-i aflăm într-adevăr veridicitatea, dar important este să avem un progres în colectarea, în acest sistem național de colectare deșeuri electrice. Noi și ODR-urile, în general, ca reprezentanța producătorilor, nu putem fi făcuți responsabili pentru inactivitatea unor actori din această piață sau supraactivitatea sistemului informal. Suntem chiar suporteri al oricăror măsuri care ar putea trece din sistemul informal spre sistemul formal al fluxurilor de deșeuri electrice. De aceea, considerăm că responsabilitatea extinsă a producătorilor nu trebuie să fie confundată cu responsabilitatea exclusivă și, din păcate, sistemul legislativ actual despre asta cam așa este tapetat în acest moment. O concluzie, avem nevoie de toți actorii să fie implicați la maxim și să implementăm un astfel de mecanism unde ar funcționa doar dacă toate părțile implicate fac ceea ce ar trebui să facă. Aplicarea cu strictețe a legii și monitorizarea acestui aspect este un element cheie, deci avem nevoie de autoritate și coordonare. Cam atât am avut de spus, vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Dragoș Călugăru. S-au conturat deja câteva concluzii ale întâlnirii de astăzi. Prima ar fi că nu există scuză acceptată de Comisia Europeană, cum ar fi pandemia, pentru neîndeplinirea țintelor de colectare de către România. O altă concluzie ar fi că țintele acestea sunt foarte, foarte mari, și că penalitățile pot duce la creșterea prețurilor produselor electrice și electronice. Avem posibilitatea implicării tuturor actorilor în procesul de atingere a țintelor. Am observat un optimism
ponderat și concluzia de final ar fi că trebuie să facă posibilul să maximizăm cotele de colectare a deșeurilor care au fost, să zicem, au îndeplinit o performanță anul acesta chiar în condiții dure de pandemie. Trecem la partea a doua a întâlnirii de astăzi, gala premiilor pentru mediu curat. Domnul Negoiță, Valentin Negoiță, președintele Ecotic, ne va povesti despre aceste premii și va anunța câștigători. Mulțumesc. Valentin. Aș trage o concluzie simplă la întâlnirea nouă online de astăzi. Cred că am atins câteva aspecte importante ale domeniului de activitate din sectorul de E, în care activăm și colaborăm de peste 14 ani și am convingerea că împreună vom reuși să îmbunătățim cadrul de desfășurare a acestei activități de gestionare a colectării și reciclării de deșeurilor. Plecând deci la final către punctul al doilea, gala premiilor pe care o desfășurăm în acest an online, aș menționa că am pregătit un film cu câștigătorii premiilor din acest an și voi menționa pe măsură ce intră și filmul de circa 4 minute și jumătate care îi prezintă pe câștigători. Aș menționa faptul că proiectele de mediu fiind foarte puține în acest an, am hotărât să acordăm recunoaștere unor proiecte premiate în ultimii ani ale premiilor pentru mediu curat. Astfel, premiile vor merge în acest an către Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru dezvoltarea proiectului Tezaur Ecologic, către Liceul Tehnologic Bâlteni din județul Gorj pentru cel mai bun proiect educațional în 2020, către Fundația Conservation Carpatia pentru conservarea resurselor de mediu, către compania Salubris Iași pentru activitățile derulate în acest an în cadrul CMCI, Centrul Municipal de Colectare Iași, și un premiu special pe care îl considerăm binevenit și meritat în același timp. Este vorba de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6 Bucure, pentru extinderea proiectului Social Exchange. Să vedem și filmul pregătit pentru finalul acestei întâlniri, în care premianții își dezvăluie, să spunem, punctele de vedere. Proiectul Tezaur Ecologic este un proiect de responsabilizare și implicare civică prin intermediul activităților de educație pentru mediu și acțiuni de voluntariat. Tezaur Ecologic a fost premiat de către organizația Ecotic cu Marele Premiu pentru Mediu Curat Instituții Publice în anul 2019. 2020 a adus un nou premiu, de data aceasta pentru activitățile sustenabile, pentru rezultatele proiectului vizibile și durabile în timp. Mulțumesc organizației Ecotic pentru premiul acordat instituției noastre, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, cu promisiunea că și în acest an vom implica comunitățile educaționale în activități de voluntariat, nu doar o zi, ci toate cele 365 de zile ale anului pentru a păstra tezaurul natural. Mulțumesc organizației Ecotic pentru recunoașterea efortului nostru susținut și pentru că, prin proiectele desfășurate, au fost pentru noi un model inspirațional. Premiul obținut și în acest an ne onorează și ne dă energia de a continua.
Vă dorim multă sănătate și succes în toate proiectele voastre! Bună ziua! Mă numesc Christoph Promberger. Mă numesc Barbara Promberger și împreună conducem Fundația Conservation Carpathia. Și anul acesta Ecotic a organizat un concurs pentru organizații de mediu și din fericirea noastră, Fundația Conservation Carpathia a câștigat marele premiu în categoria ONG. Mulțumim pentru acordarea acestui premiu. Suntem foarte onorați să-l primim și vrem să folosim acest cale și să mulțumim pe toți partenerii implicați și în special pe echipa noastră care este extraordinar și pasionată. Mulțumim! Mulțumim pentru premiul acordat, marele premiu la categoria companii. Ne-am luptat din greu anul acesta să obținem proiecte frumoase. De asemenea, mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, tuturor partenerilor, unităților de învățământ, cetățenilor și companiilor din Iași care ne-au susținut și au înțeles greutatea acestui an. Împreună cu toți acești parteneri am reușit să obținem marele premiu și sperăm să continuăm și în 2021 cu proiecte frumoase pentru Iași. Bun găsit tuturor! Ne aflăm în cel de-al doilea magazin caritabil Social Exchange, inaugurat în 2017 în cartierul Drumul Taberei. O dovadă a extinderii familiei Social Exchange, acest proiect unic în România, inițiat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6. Această extindere vine ca o consecință atât a aprecierilor primite de proiect încă de la inaugurare din 2015, cât și a dorinței unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni de a se implica în cadrul acestui proiect. În ultimii 5 ani, Social Exchange a încurajat cetățenii sectorului 6 să adopte un comportament cât mai prietenos cu mediul, să nu mai arunce produsele de care nu mai au nevoie, ci să le doneze, oferindu-le astfel familiilor care au nevoie de ele, dar și care le vor aprecia. Vorbim despre sute de mii de articole vestimentare care astfel au fost refolosite, dar și de mii de obiecte de mobilier, electronice și electrocasnice. Mulțumim pentru acest premiu special Asociației Ecotic. Acest premiu, într-un an plin de provocări, este ca o gură de aer și, de asemenea, este motivația noastră de a ne continua activitatea desfășurată în fiecare zi cu și pentru oameni. Vă mulțumim! Aceasta a fost ediția din acest an a Galei Premiilor pentru Mediu Curat. Ne pare rău că nu am putut să o facem într-un mediu tradițional, fizic, pentru partenerii, cu conectare, reciclare, cu autoritățile și cu toți cei implicați, toți actorii implicați în funcție de colectare, reciclare. Dar sperăm ca la finalul anului 2021 să putem face această întâlnire tradițională în format fizic. Și pentru că suntem la finalul acestei întâlniri, doresc să vă mulțumesc în numele Ecotic tuturor participanților la întâlnirea online astăzi pentru opiniile, pentru contribuțiile aduse în direcția dezvoltării de gestionării mai bune a colectării și reciclării în România. Având în vedere că mai sunt două săptămâni până la anul nou, doresc, în numele Ecotic, să vă urez tuturor un Crăciun fericit, un an nou cu sănătate și multe realizări. La mulți ani!